toată lumea toată, crenguță de brad, dintr-o parce într-aia l-alătă. Noi venim să colindăm crenguță de brad și la tot să vă spunem că e bucurie mare, crenguță de brad, în casă la fiecare. Sara asta nu-i de sfadă, numai de slavă și laudă. Sara când și tu și eu ne împăcăm cu Dumnezeu. Sara când și tu și eu ne împăcăm cu Dumnezeu. Am pornit cu colindatul, haine, florile, dai pe și de-a lungul și de-a latul, flori, dai pe flori, la bogați și la săraci, haine, florile, dai pe că toți oamenii din dragi, flori, dai pe flori, hai gazdă, dă-ne ceva, ce te lasă inima, și de mult și de puțin, de suflet îți mulțumim. Hai gazdă, dă-ne ceva, ce te lasă inima, și de mult și de puțin, de suflet îți mulțumim. Hai gazdă, dă-ne ceva, ce te lasă inima, și de mult și de puțin, de suflet îți mulțumim. Mulțumim frumos! Sfântă Maica lui Iisus, colindă-mă, Doamne, colindă, cât în loc să se odihnească, cât în loc să se odihnească, colindă-mă, Doamne, colindă, și pe Fiul Sfânt să-L nască, și pe Fiul Sfânt să-L nască, colindă-mă, Doamne, colindă. Multă sănătate și numai bine. Doamne ajută! Mulțumim, Vlad! Mulțumim din suflet și să nu uiți nicio clipă că tu faci parte din familia Festivalului Național Concurs Mariana Trăghicescu și din familia noastră a bănățenilor, care te-au îndrăgit de prima dată cum ai pășit pe scena Operei Naționale din Timișoara, Nori Unge. Dumnezeu să ajute! Sărbători luminate ție, familiei tale! Ulas, ulas, boier mari, Hristos a răscut.
Aici, la dumneavoastră, la Vața de Jos, am simțit sentimentul iubirii pentru apropiele meu, pentru neam, și pentru asta vreau să-i mulțumesc, nu numai domnului primar, îl văd și pe domnul vice, care a fost lângă noi de fiecare dată. Haideți, a și cântat tare fain, a cântat tare fain cu colindătorii. Domnul vice, vă invit eu aici lângă noi, pentru că Felice are emoții când vă vede. Au inima mea, ce frumoasă e dragostea, că eu cât trăiesc, am inima mea, ce frumoasă e dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Roxana Goia, Felicia Stan și Ciprian Roman. Mare bucurie, mare bucurie, domnul Ință, mare bucurie să fiu aici, mare bucurie să mă reîntâlnesc cu un prieten drag, cu Vali, nu ne-am văzut de ani de zile, și să știi că atunci când ai ales drumul lui Dumnezeu, preoția, Tibia lăcrimat, dar a zis că acolo este locul tău, cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim mult de tot! Mulțumim domnului viceprimar, dar în primul rând, mulțumesc vouă, Ghitoma, pentru că m-ați primit atât de fain aici, dar în primul rând... Vă mulțumesc dumneavoastră, oameni absolut, nu am cuvinte, de obicei nu rămân fără cuvinte, dar amu, am iubit-o până amu Ardeleni, dar de amu o să-mi zic ai mei de la Timișoara, tot am vrut noi să te trimitem la Cluj, fă-ți bagajele și duce la TVR Cluj, glumesc, Dumnezeu să, să ne îmbucure pe toți, să avem sărbători luminate, mulți ani fain, gata! Evenimentul de la Vața de Jos, care iată se desfășoară în preajma sărbătorilor și unde am văzut colinde de obiceiuri locale, atunci când ieșiți de acolo, întâlniți producătorii locali, producătorii tradiționali. Atunci când vin și tinerii din urmă, așa cum este și cel de lângă mine, să știți că lucrurile pot fi din ce în ce mai bune. Cum te numești, în primul rând, să ne facem cunoscuți celor care ne urmăresc? Mă numesc Soldan Bogdan Mihail. Și avem aici produse din propria gospodărie, din propria fermă, microfermă, să spunem așa. Microfermă. Ce avem aici? Cu ce ați venit voi în seara asta? Cu dulceață de ardei iute, cu dulceață de pere, de pepene, de căpșuni, sirop de gutui. Plăcinte am văzut, dar să știi că dulceața de ardei e preferata mea. Merge cu ce merge? Cu orice, cu orice tip de carne. În gospodărie voi faceți toate lucrurile astea minunate pe care le avem aici, dar... Bineînțeles că plecând de la ceea ce făceau părinții împreună cu tine, te-ai gândit să dezvolți lucrurile mult mai bine. Și bineînțeles la ce te gândeai, la fonduri? La fonduri europene. Povestește-ne un pic despre cum vrei să accesezi fonduri europene, pentru că pe momentul de față există pe Agenția Națională a Zonei Montane, sunt submăsuri, trei submăsuri care în momentul de față funcționează și ai accesat una din ele. Despre ce este vorba? Despre un proiect pe colectare de lapte. Care este capacitatea? De 1500 de litri pe zi. Ce stadiu te afli cu proiectul? Este aprobat al... ești fericit! Al 17-lea pe țară. Așa că se vecea pe țară. Felicitări, Bogdan! Mulțumesc! O să fie greu, dar frumos. Am înțeles. Să se merită. Și e normal, dar să știi că ai familia aproape. Așa cum tu i-ai ajutat să dezvolte, uite, aceste produse tradiționale, așa o să te ajute și ei să-ți realizezi visul de a avea un centru de colectare pentru toți oamenii ăștia care mai cresc în animale. Mai sunt mulți care cresc animale în zonă? Mai sunt. Da? Da. Să nu dispară nici ei, că știi cum e, că multe zone au început să cam sărace să nu mai poată să ocupe de animale. Sunt multe ferme în zona noastră care trebuie valorificate. De exemplu, de fapt, cred că așa ți-a venit ideea, nu? Da. Mulți au foarte multe vaci, 15-20 de vaci și nu au unde să dea laptele mai departe. Și m-am gândit să fac un... Este primul centru de colectare pe zonă?
cam singurul de Buzău. Deci nici primul este chiar singurul, mai mult decât ăta. Bogdan, voi ca probabil că vorbiți tinerii de aici din zona, așa. Fiecare are câte o idee, de exemplu, mai ai colegi sau prieteni care s-au gândit la un moment dat să-și facă o afacere și să acceseze niște fonduri europene? Sunt, dar foarte puțini. Trebuie să te ții de el și să-l duci la capăt, că nu e ușor și știm foarte bine. Produse tradiționale, ce ai recomandat celor care se uită la noi aici, de exemplu? Gemul de căpșuni. Tineri care, iată, au curajul să ia taurul de coarne și să meargă către fonduri europene. Și pentru că tot vorbim de fonduri europene, o să mergem și la unul dintre cei care învață pe cei de aici, producători sau nu încă, să-și deschidă un punct gastronomic local. Este un reprezentant al Agenției Naționale a Zonei Montane în zonă și o să vedeți lucruri interesante în următorul interviu. Am văzut un exemplu de un tânăr care a accesat fonduri naționale europene și care a avut curaj. Cât de mulți sunt acești tineri care au curajul să acceseze? Și nu numai tineri, că presupun că sunt mai mulți în zonă. Sunt foarte mulți tineri care și-au găsit acest interes pentru programe naționale de finanțare dedicate zonei montane. Acesta a fost prima sesiune, ca să spunem așa, a venit Moș Încercare, cum ar fi. A venit Moș Crăciun și în zona montană. Știu că se vorbea de foarte multă vreme de aceste măsuri, da. În sfârșit le avem. A fost Moșul bun cu noi. Foarte mulți fermieri au scris Moșului proiecte și deja primesc avizul favorabil. Avizul favorabil, Moșul înțelegător și bun cu ei și le aduce și finanțare. Ne dorim ca aceasta să fie doar prima sesiune și credem, suntem convinși că la anul vom pregăti și următoarele sesiuni, poate pe o gamă mai diversificată de direcții de acțiune, direcții prioritare de acțiune, că atâtea nevoi sunt în zona montană, că aceste trei programe acoperă. Așa, o bucățică da, mică. O bucățică, dar avem încredere că oamenii din zona... Puterea exemplului până la urmă. Exact, exact. Avem un exemplu aici concretizat aici lângă noi și mai sunt în pregătire vreo patru puncte, viitoare puncte gastronomice în care se vor servi produsele locale. Corect, cu gustul de acasă, de la bunici, pentru cei care vor să și-l amintească, produse din fermă. Practic, un punct gastronomic local este cel mai scurt lanț alimentar. Da. Din curtea gospodarului până pe masa... Tot a gospodarului, dar mănâncă acolo... Exact, masa la care este servit oaspetele ce le calcă pragul. În zona aceasta, în Vața de Jos, mai precis în satul Căzănești, să știți că există oameni care și-au deschis punct gastronomic local. Știți că se tot vorbește de aceste puncte gastronomice locale și noi la AgroTV vorbim, îi încurajăm pe cei care și-au deschis și pe ceilalți care vor să-și deschide și tocmai despre un astfel de exemplu vom vorbi astăzi. Familia Marcoci, sărumâinile, Cristina. Bună ziua, Cristina. Și Iulian. Iulian, pardon. Din 2018, ideea de a face o păstrăvărie aici în Căzănești. De unde până unde? E un râu aproape, aveți condițiile foarte bune, dar trebuia să aveți ceva acolo în spate, pe cineva. Da, în spate avem valorificarea unei idei din Bucovina, adică eu am venit cu... Sunt bucovineancă. Sunt bucovineancă. Și am venit cu un bagaj de informații, cu un bagaj de practică. Și am dorit în Ardeal să aduc ceva nou, să combin rețete noi și așa a luat ființă păstrăvăria Irina din Căzănești. Irina este fetița mea și practic i-am dedicat ei, un copil cu autism. Bun, lucrurile sunt foarte frumoase pentru că până la urmă ați avut curaj să deschideți o astfel de afacere și apoi ulterior să faceți și un punct gastronomic local. Să știți că acolo este unul dintre cei mici, da? Cine este el? Matei, care l-am văzut mai devreme, stătea în apă, nu? Da, care este tot timpul în apă, un copil foarte sănătos și așa s-a aclimatizat zonei, da. Consumator de păstră. Până la urmă este, peștele este... Exact. Este să spunem, un aliment extrem de bun, nu? Domnul Iulian, mâncați pește înainte să vă deschideți păstrăvăria? Da. Ce pește mâncați? Clian. Miriană. A fost greu la început, pentru că noi am făcut un curs
pentru punct gastronomic local. Cei de la NZM, nu? Exact, da, și cărora le mulțumim. Ne-am familiarizat cu tot ceea ce înseamnă cămara tradițională, pentru că presupune anumite etape, o anumită cămară, anumite produse. Am încheiat contracte de colaborare cu mai mulți fermieri din zonă și am început să valorificăm în stilul nostru ceea ce avem noi mai bun în cămară și în gospodăria noastră, adică păstrăvul. Păstrăvii sunt crescuți cu produse naturale, adică noi știm ce consumăm și știm exact ce oferim consumatorului. Și îl gătim în cele mai deosebite forme. Avem aici pe masă, am văzut. Exact. Ca să le spunem, să le facem poftă telespectatorilor care ne urmăresc. De la păstrăv afumat, care este specialitatea lui Iulian, deci el se ocupă de acest produs. Cu ce l-a afumat domnul Iulian, că vă întreb acum? Prima dată se ține la sărat, se pune cu crenguță de brad și se pune la afumatoare în care se face cu fum rece și cald. Aha, deci fum rece și fum cald. Da, da? Și iese ceva senzațional, nu? Este un lucru foarte bun. O să le spunem telespectatorilor. E căutat. Deci, din punctul nostru de vedere, e foarte căutat, e foarte bun. Puteți să faceți îndeajuns de mult cât aveți cerere? De multe ori nu facem față. Le spuneți că veniți mai încolo după ce mai afumăm, da, nu? Da, tocmai azi am avut problema că a venit, ne-a sunat și a venit după... Ce este? Zacuscă, nu? Este zacuscă de păstrăv, așa, gătită în cel mai tradițional mod. Ce-i puneți acolo, înăuntru? Foarte mult ardei copt, așa, cu ceapă, morcov și păstrăv. Tot rețetă de la Bucovina? Tot rețetă din Bucovina, învățată de la părinții mei și pe care o valorificăm. Zacusca este la foarte mare trecere, deci nu reușim să facem, să avem stocul necesar, deci pentru a satisface piața. Într-un borcan de 400 de grame, deci intră cam un păstrăv. Oh, e ceva atunci. Și restul numai legume și... Legume. Și prețul este conform... muncii, nu? Ar trebui să fie munci și calități aici. Nu facem pentru că noi știm foarte bine. Da. Trebuie să aveți un preț care să acopere munca, să acopere producția peștelui, până la urmă și legumele le cumpărați. Exact, deci le cumpărăm și, după cum am spus, avem contracte cu producători locali de la care luăm legume și le valorificăm la noi, pentru că asta presupune punctul gastronomic local, colaborare. Deci dacă nu am colaborat, deci nu ar fi... Noroc că aveți de unde să o luați. Da, avem. Avem foarte mulți producători locali aici în comuna Vața. Deschiderea punctului gastronomic local. Ați făcut cursuri, ați învățat, ați făcut schimburi de experiențe. Sunteți mai multe doamne, după câte țin eu minte, care v-ați deschis puncte gastronomice locale. În momentul de față, să spunem, câți turiști vin cam așa pe săptămână la dumneavoastră să mănânce? Turiști vin foarte mulți. Ne sună foarte multe persoane și vin turiști, ultima dată a fost din Timișoara, din Arad. Cel mai important este că cei care au venit au mai venit și au mai trimis și pe alții. Da, deci niciodată nu au fost clienți care nu au fost mulțumiți, nu au fost satisfăcuți. V-au recomandat. Au recomandat în continuu. Agroturismul se dezvoltă, nu? Da. Vă gândiți la un moment dat să faceți și o mică pensiune? Da, ne-am gândit și sigur în primăvară vom avea și un loc de cazare, pentru că cererea este foarte mare și... Trebuie, adică e o necesitate imediată. Vreau să vă propun, dacă aveți deja pregătit, poate mergem afară să facem un pește pe plită, să le arătăm telespectatorilor modul în care, este gătit și o rețetă tradițională locală. Exact, abia aștept să mergem afară și să vă arăt rețeta noastră a gospodăriei. Haideți afară să gătim păstrăv pe plită cu sare, sare încinsă pe plită acolo pusă, deja am închipui cum va fi. Păstrăv pe pat de sare, o specialitate adusă din Bucovina, pe care o comercializăm cu mare drag în Ardeal. Domnul a curățat, bine, și acum puneți sare, nu? Punem sare pe plita de fontă încinsă, lăsăm apoi sarea câteva secunde să se încingă bine și apoi punem păstrăvul care este proaspăt curățat și uscat.
Întotdeauna mi se cere păstrăm pe plită, pentru că este rețeta noastră și ne mândrim cu acest lucru. Niciodată nu am dat greș și știm exact când se face pe o parte, când se face pe cealaltă, atunci când se contractă șina spinării. Cunoaștem detaliile pentru că... Cât trebuie să stăm? 3 minute pe o parte, 3 minute pe cealaltă parte. Pentru că peștele are o carne albă foarte fragedă și se gătește foarte ușor și repede. O să lăsăm un pic, 3 minute pe o parte, 3 pe alta și o să vedem cum arată peștele făcut pe plită. Este un păstrăv extraordinar și foarte bine copt. Uitați-l cum arată. Să știți că cei care ne urmăresc acum o să ne întrebe, o să ne dea la televiziune scrisori și mail-uri și asta să ne întrebe cât de bun a fost și o să-i spunem că noi o să-l mâncăm, să știți. O să ne gândim și la ei. Garantez calitatea. Gata, am luat și ultima bucățică de pește. Uitați-l. Bun, deci mergem să-l punem pe farfurie, nu, și să-l servim. Exact, poftă bună tuturor. Mergem înăuntru și vedem cu ce servim. Ok. Ați îmbunătățit așa puțin rețeta? V-ați gândit să mai puneți și alte condimente în afară de sare? Nu, tot e natural, doar trebuie plita întinsă bine, pusă patul de sare peste și pus peștele. Trebuie plita dintr-un anumit material, fontă sau din ceva? Da, este fontă tratată. Pește pe plită cu sare, pește afumat, zacuscă, aici alte specialități. Am uitat de ciorbă, nu? Ciorbă de păstrăv, da, care este la mare căutare. Ciorbă de pește am adaptat-o la păstrăv și este o delicatesă, pentru că nu are acel gust pronunțat de pește, ci are un gust mult mai fin. Fiecare are, familia are planuri de viitor, da? Cristina, Iulian, aveți 3 copii în momentul de față. Nu v-am dezvăluit, dar trebuie să vă spun că știu eu din culise, Cristina este învățătoare, nu? Profesoară. Profesoară, deci lucrează cu copiii zi de zi, de-aia are și răbdare și cu copiii acasă. Ce planuri aveți de viitor? Rămâneți în zonă, vă dezvoltați afacerea asta? Da, deci afacerea trebuie să o dezvoltăm și o vom dezvolta. Potențial este, comunitatea locală ne ajută foarte mult, investește comunitatea în mici producători locali, sigur ne va amenaja și la Vața un stand unde vom pentru a desface aceste produse locale. Viitorul înseamnă aici Căzănești, înseamnă Vața, înseamnă copii, înseamnă afacerea, înseamnă școala pentru noastră. Școală, da, pentru că avem copii mici și mari, copii frumoși, copii sănătoși și deja au învățat foarte multe din această afacere a familiei. Da, și pregătiți să lăsați pe mâini bune, nu? Exact, au spirit de marketing și au spiritul de a ne face publicitate și de a ne aduce clienții, pentru că sunt foarte sociabili. Nu vom putea face față singuri, deja nu facem față singuri, am mai spus, și avem nevoie de o linie de desfacere, o linie de producție, avem nevoie de o linie de ambalaj, avem nevoie de o afumătoare autorizată pentru o producție mare, pentru că suntem așteptați în magazine și vă așteptăm cu drag la Căzănești, da, în familia noastră. Da, Iulian, noi vă așteptăm să degustați ca să vedeți ce este mai bun. Ce-ți place cel mai mult de aici? Peștele ăsta. Peștele l-a făcut pe plită, ați văzut, din prima a spus. Așadar, doamnelor și domnilor, poftă mare încă o dată vă spunem și vizitați aici o familie frumoasă în Căzănești, îi găsiți, sunt singuri din zonă, întrebați de ei, îi găsiți și sunt sigur că vă veți bucura de ospitalitatea asta. Așadar, încă o dată, succes! Succes vouă și tot așa înainte! Mulțumim și vă așteptăm cu drag la noi, la punctul gastronomic local Păstrăvăria Căzănești.